În primul rând, nu cred că există un mic dejun perfect și dacă mă întreb pe mine personal, aș recomanda acel mic dejun să fie atât de bine structurat încât să includă doar nutrienți și vitamine, nu prăjel, nu ouțe prăjite cu pâinică și cu somon pus pe pâine și cu foarte multe ingrediente, pentru că se produce așa cum să spun, un trafic foarte mare la noi în digestie.